Am revenit și în această seară. Alături de noi este domnul Radu Bejan, secretar general al Federației Sănătatea din România. Bună seara și bine ați venit la noi! Bună seara și vă mulțumesc foarte frumos de invitație! În această seară v-am invitat pentru că au apărut, existau sau, să spunem așa, dezvoltat sau aceste probleme din mediul de sănătate, da? Mai exact personalul TESA, din ce am apucat să discutăm înainte să intrăm cu telespectatorii noștri. În acest moment, care este situația actuală? Situația actuală este puțin sau chiar mai mult dificilă, motivat de faptul că personalul TESA din sănătate a fost lăsat în spate și a fost văduvit de toate majorările salariale făcute de către guvern, de către parlament, prin legile pe care aceștia le-au votat. Au fost făcute măriri doar pentru personalul sanitar și mă refer aici la medici, asistenți medicali, care foarte bine că au fost făcute. Repetăm și noi susținem acest aspect. Principalul personal dintr-un sistem sanitar este echipa medicală, echipa terapeutică. Dar în spatele acestei echipe terapeutice stă un personal foarte important. Acela este personalul TESA, personalul tehnico-administrativ și de suport, fără de care un spital nu poate funcționa. Iar acest personal TESA, care a susținut toate problemele din toate spitalele din România, mai ales pe timpul pandemiei, a fost văduvit atât de sporurile care au fost acordate, cât și de majorările salariale. Deci să înțelegem că toate beneficiile care s-au dorit a fi impuse de-a lungul timpului, de la pandemie și până în acest moment, dar și înainte, către personalul unui sistem de sănătate, nu au fost acordate și pentru personalul TESA. Asta ne transmiteți. Da, pentru practic sistemul sanitar a fost împărțit în două din punct de vedere al salarizării. Personalul medical și-a primit recunoștința și foarte bine că s-a întâmplat acest lucru, dar personalul TESA a rămas în spate. Și de cât timp persistă această situație? Această situație persistă de cel puțin 4 ani de zile. Și până acum, care au fost măsurile, reacțiunile pe care le-ați înaintat pentru a rezolva? Federația Sănătatea din România aplică anumite paliere, țintă, mă refer pe parte de proteste, pe parte de grevă, dar și pe parte de justiție. Avem o echipă puternică de juriști care activează în cadrul federației, care am înaintat către atât Ministerul Sănătății, Guvernul României, chiar și instanțele de judecată, acordarea unor drepturi pe linie legală. Am reușit în mare parte câștigarea acestor drepturi, dar ceea ce ne face să ajungem ajuns la această frustrare enormă a fost tocmai această inechitate care, în momentul de față, a ajuns la cote maxime. În acest moment există proteste în ceea ce înseamnă... Da, în aceste momente începem procedurile de proteste. Am înțeles că și celelalte federații sindicale din domeniul sanitar au început anumite proteste și au un program bine stabilit de proteste. Dar întrebarea mea este, de ce trebuie să ajungem de fiecare dată să apelăm la aceste mijloace care nu fac bine absolut nimănui? Dacă s-a făcut legea salarizării 153 pe 2017 și s-a încercat stabilirea unui sistem unitar de salarizare, acest proiect și această lege, care momentan este și în vigoare și în momentul de față, au fost prorogate termenele de intrare în vigoare a mărilor salariare, atenție, pentru toți angajații din sistemul sanitar, cu excepția personalului TESA. Bun, și în aceste situații în care legea efectiv nu este aplicată de către conducere, da? Deși ea o promulgă și totuși ea nu o respectă. Nu conducerea unităților sanitare, nu conducerea unităților. Ea este prorogarea de termeni, se face de către inițiatorii legilor sau de către Guvernul României, să fii foarte atenți. Exact. Și conducerile unităților sanitare, că doar și ei își doresc să aibă un personal mulțumit ca să poată să facă performanță, să aducă plus valoare. În aceste condiții, vă dați seama, și conducerile spitalelor sunt oarecum împiedicate. Își doresc și ei mai mult de la personalul din subordine pe care îl păstoresc,
Dar personalul din subordine adună frustrări enorme. Vă gândiți, vă dați seama, colegi... Dați-ne exemplu, dacă îmi permiteți, dați-ne exemplu de un salariu aproximativ, să spunem așa, la ceea ce înseamnă personalul TESA în acest moment. Da, poate să ajungă de la 3.000, poate să meargă până la 4.500, 5.000 în cazuri fericite, care au sporuri, dar aceste cazuri sunt foarte rare, deoarece personalul este reprezentat de cei care lucrează în monospecialitate. Îmi spuneați, adineaori, că ați încercat oarecum să luați legătura sau ați trimis anumite, să spunem așa, memorii, atenții către conducere și așa mai departe. Care a fost răspunsul pe care l-ați primit? Nu către conducerea spitalului, ci către ordonatorii principali de credite, Ministerul Sănătății, Parlament. Răspunsul a fost unul foarte simplu pentru ei și foarte greu pentru noi. Nu sunt posibilități financiare. Haideți să încercăm să facem un plan de acțiune, da? Prin care să luăm, cum a fost PNRR-ul, da? Să intre în vigoare mai întâi legea pensiilor, după care legea salarizării. Ce am văzut la legea pensiilor că s-a întâmplat? Într-o singură zi, pe data de 20 noiembrie, și n-am să o uit niciodată, s-a trecut legea prin Parlament. O lege a pensiilor care înglobează absolut tot sistemul de pensii în România. Dacă se va întâmpla așa, și în cazul legii salarizării, vă gândiți, numai în domeniul sanitar sunt peste 200.000 de angajați. Și nu vorbesc doar de sistemul de sănătate. Vorbesc de 90 anexe care cuprinde magistratură, poliție, sistemul educațional, etc. Aceste persoane care sunt lucrători într-un anumit domeniu, domeniul reprezentat de noi este domeniul sanitar, trebuie să fie conștiente. Salariații trebuie să fie conștienți de ce salariu vor avea pe viitor. Pentru că odată intrată în vigoare această lege, va păstori legea respectivă 4, 5, 6 ani, depinde cât, pentru cât timp va fi dată. Și atenție, se cheamă deci sistemul unitar de salarizare, sistemul unitar de pensii, sistemul unitar de învățământ. Acest unitar este foarte bine pus în ca și titlu, mă refer. Tehnoredactat. Dar trebuie să mergem în amănuntul lui și trebuie să înțelegem și guvernații trebuie să înțeleagă. Unitar înseamnă vine la unitate. Da? Dumneavoastră, împreună. Nu se poate crea un sistem sanitar sau el a fost foarte bine gândit și creat. Pleacă de la conducere în jos. Fiecare om, în momentul când se angajează într-o unitate sanitară, el se angajează pentru că știe ce salariu va lua, știe munca pe care o va depune și retribuția cuvenită. Dacă, din momentul angajării într-o unitate sanitară, până în momentul primirii primului salar, și după care tu știi că trebuie să crești, că așa prevede legea, și te trezești la sfârșitul anului, bucuros, vin Crăciunul, vin Revelionul, toată lumea fericită. Din ianuarie, sigur, trebuie să-mi crească cu X% sau cu 5 lei. Și în momentul când ajunge data de ianuarie, tu vezi că acei 5 lei nu ți-au intrat, atunci intervine frustrarea. Și gândiți-vă, noi o ducem așa de 4 ani de zile. Tocmai de aceea v-am și întrebat de cât timp duceți această situație în spate. Da. Acum, dacă îmi spuneți că vor începe anumite manifestări în stil de protest, da. Mă îndoiesc oarecum mai mult decât atât faptul că guvernanții vor lua atitudine doar din prisma unor proteste. Dacă îmi spuneți că acele menționări și acele scrisori pe care le-ați transmis au ajuns către ei și răspunsul a fost unul destul de simplu pentru aceștia. Se întâmplă un fenomen foarte interesant. Știți acel, nu știu cum să-i spun, proverb, dezbină și condu. Se pare... și deja avem certitudinea că lucrătorii, cel puțin din domeniul sanitar, și aici mă refer la ambulanțieri, la cei din Casa Națională de Asigurări de Sănătate, au început să acționeze fiecare pe cont propriu. Ce înseamnă asta? Adică, sindicatul Ambulanța a făcut un protest cu privire la legea pensiilor pentru a fi introduși în anumite condiții speciale de muncă. Sindicatul Caselor de Asigurări de Sănătate au făcut un protest pentru creșterea salariilor pentru ei, da?
Federația Sănătatea din România, care este afiliată, bineînțeles, la BNS, a fost implicată în primirea de către personalul sanitar a tuturor beneficiilor care, repet, pe bună dreptate le-au primit, dar a rămas personalul TESA. Federația Sănătatea va notifica încă o dată, va face memorii către Guvernul României, către factorii decizionali pentru rezolvarea acestor inechități, iar în cazul în care, la fel, nu vom primi niciun răspuns, vom acționa conform legii, atenție, conform legii dialogului social, în vederea organizării, pichetării Ministerului Sănătății, organizării de proteste și întreruperea activității în timpul muncii pentru perioada prevăzută de legea dialogului social. Dar, atenție foarte importantă, de ce trebuie să ajungem la aceste lucruri? Într-adevăr, este mai mult o întrebare retorică, pentru că situația din România, așa cum vedem în mai multe domenii, nu doar al sănătății, a fost oarecum pusă la încercare. Am văzut proteste în domeniul educațional și așa mai departe, domeniul justiției chiar. Acum, imaginea pe care o am este cea în momentul în care zona aceasta administrativă de care spunea și dumneavoastră că nu poate funcționa o instituție publică fără implicarea ei și va asista efectiv activitatea, cum se va desfășura actul medical în continuare pentru pacienți, pentru că aceștia sunt beneficiari? Este o întrebare foarte bună și foarte pertinentă și mulțumesc că mi-ați adresat-o. Sistemul sanitar din România este un sistem bine construit, are la bază, cum am spus, partea terapeutică, partea medicală și sub ei personalul TESA. În momentul în care juristul nu mai semnează contractele de achiziții, vorbesc de sute de mii de lei, da? Nu vorbesc de 3 lei. Economistul nu mai semnează statele de plată, nu mai semnează ordonanțările care se fac. Directorul financiar contabil, la fel, refuză să dea bun de plată sau refuză să trimită la ANAF sau la casă facturile de contările care se fac. Da? Partea de managementul calității, care se implică activ pe partea medicală pentru procedurarea unor activități medicale, fără de care echipa medicală nu poate funcționa. Spuneți-ne, domnul Bejan, nu neapărat atmosfera, cât discuția de la Masa Rotundă, mă gândesc, unde vă întâlniți cu ceilalți colegi, Federația Sănătatea din România, care sunt perspectivele din toate zonele României, pentru că acest lucru, bun, noi suntem aici în regional, în zona Iașiului, dar această situație este la nivel național. Care sunt punctele de vedere care vi sunt aduse la cunoștință? Chiar înainte să intru în emisiune, m-a sunat un coleg de la un sindicat din partea Aradului, care era foarte nemulțumit pentru faptul că lor nu le sunt acordate sporurile. Ca să vă fac să înțelegeți mai bine, în sistemul sanitar din România sunt mai mulți ordonatori principali de credite. Ministerul Sănătății, Primării, Consiliul Județene. Pentru fiecare ordonator principal de credite, cei sub Ministerul Sănătății, este clar, da? Ei dictează pentru 500-600 de spitale care sunt în subordinea lor. Consiliile județene pot da anumite drepturi salariale în plus față de ce dă Ministerul Sănătății. Da, sporuri, pentru că au toată baza legală să facă acest aspect. Noi, fiind la nivel național o federație sindicală, vă dați seama, ne confruntăm cu absolut foarte multe probleme. Dau un exemplu. Un spital din Iași, dau așa, el este în subordinea primăriei, el primește un spor D. Spitalul din Arad, care e tot în subordinea primăriei, da? Nu primește acel spor dat de spitalul din Iași. Aici vă întreb pe dumneavoastră, nu apare frustrarea? Absolut, dar oricum, și pe cine tragem la răspundere aici? Pentru că vorbim de o entitate publică, în speță primăria din Iași, primăria din Arad. Da. Bun, pe cine tragem la răspundere? Păi, primăria din Iași dă sporul, primăria din Arad nu dă sporul. Normal că persoana respectivă și sindicatul respectiv trebuie să îndrepte cu notificări, cu adrese, eventual cu pichetări, către primăria respectivă. Asta spuneam. Dacă se încearcă să se facă la nivel național un sistem unitar de salarizare, să știe și primăria din Arad, să știe și primăria din Bihor, să știe și primăria etc., da, din Iași sau din Vaslui, domnule, pentru acea funcție, dau de exemplu, juristul de 5 ani de zile
angajat într-un spital trebuie să primească X sumă de bani plus X por în funcție ce-i drept și de tipul de spital în care funcționează. Dar trebuie să știm clar cum aplicăm legea și e important să se aplice. Pentru că dacă această lege nu se aplică, vă spun clar că economistul, juristul, responsabilul cu managementul calității, cel care face achizițiile, cel de la RUNOS care semnează documente importante, bani foarte mulți, aceste persoane vor fi frustrate. Știți ce doream să vă întreb? Având în vedere că oricum mai avem din păcate foarte puține minute, aș vrea să-mi spuneți dacă, oricum, situația este pe final de an, e clar. Da. Începe un nou an cu noi rezoluții, cu noi așteptări, ne dorim bineînțeles ca cei care fac parte din sistemul de sănătate, în speță cei din personalul TESA, să beneficieze, pentru că așa este normal ca legea să fie aplicată. Dar dacă lucrurile acestea nu se vor întâmpla pe o perioadă mai mare de 6 luni de zile în cursul anului viitor, indiferent de pichetări, de menționări, de notificări, de proteste, de grevă, de sistare activității. Ce vom face? Vom acționa în justiție. Pentru că asta este ultima redută. Nu avem ce face. Nu, suntem legați de mâini și de picioare. Un coleg de-al meu spunea că a fi într-un sindicat sau a reprezenta o federație dintr-un X domeniu, trebuie să negociezi cu ordonatorii principali de credite, cu legiuitorul, cu decidenții politici în general, trebuie să negociezi, să faci în așa fel încât să fie bine și pentru salariați, cât și pentru unitățile sanitare. Nu trebuie să existe o luptă, nu trebuie să existe cuvântul nu, sau nu trebuie să existe exprimarea vom da, și pentru că aceste lucruri nu ajută la absolut nimic. De asta s-a ajuns în situația în care s-a ajuns. Și v-am spus, este o situație total specială și total ceea ce nu s-a mai întâmplat până acum. Acum că sunteți reprezentant al Federației Sănătatea din România, ne imaginăm câți oameni sunt în spatele dumneavoastră care susțin acest demers și mai mult decât atât putem să empatizăm cu astfel de situație pentru că, la urma urmei, sunt oameni care și dumneavoastră, din salariul dumneavoastră, plătiți. Au familie și mai mult decât atât e și o perioadă așa un pic mai aglomerată, mai, să spunem, în care apar mai multe emoții pe final așa de este. An, întocmai. Dar o ultimă întrebare. 4 ani de zile de când se încearcă acest lucru, când credeți că se va rezolva dacă în 4 ani de zile nu s-a schimbat nimic? V-am spus, s-a schimbat, s-au dat anumite măriri, dar foarte puțini, foarte puține măriri și nu cele așteptate de noi. De asta repet, trebuie să ne punem la masă toate federațiile sindicale ca aceste lucruri să nu se întâmple în noua lege a salarizării. Este un punct X de la care trebuie să plecăm și să spunem răspicat, subliniat, așa nu se mai poate. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezența. Cu drag și eu vă mulțumesc că m-ați invitat. Și mai mult decât atât, ținem aproape și urmărim această situație ca să vedem dacă lucrurile se vor schimba sau nu. Vă rog tare mult. Mulțumesc. Acestea au fost informațiile pentru această seară. Noi ne revedem data viitoare. Până atunci, toate cele bune. Vestimentația prezentatoarei a fost asigurată de Simoda by Simona Vasiliu.